Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră Plus. Moldova, țara miliardelor furate. Astăzi vorbim despre un nou miliard furat, de data asta prin intermediul Moldova Gaz și a sistemului complexului de gaze naturale din Republica Moldova. Un studiu realizat de experții energetici, Sergiu Tofilat, Tudor Șoitu și Victor Parlecov a arătat că din 1994 și până în prezent, prin intermediul diferitor scheme și cu participarea guvernului, din Moldova Gaz și din complexul de gaze naturale din Republica Moldova s-a furat aproape un miliard de dolari. Beneficiarea cele mai mari părți din acești bani este Gazprom, cei care acum revendică o datorie de peste 700 de milioane de dolari de la Moldova Gaz și statul Republica Moldova. Vom discuta în această emisiune despre acest subiect, dar imediat după ce urmărim un material video realizat de Sergiu Tofilat și Watchdog. Salutare tuturor! Astăzi vom discuta despre datoria la gaz, cum aceasta se împarte între malul drept și malul stâng, adică între Moldova și regiunea transnistriană. Dar cel mai important, cum datoria malului drept a fost majorat artificial și cine stă în spatele acestor ilegalități. Toamna trecută, Republica Moldova a fost șantajată de Kremlin cu deconectarea gazului chipurile pentru neachetarea unei pretensii datorii de 433 de milioane de dolari. Reprezentantul Gazpromului, Sergei Cuprianov, А фирмы-кандидатурия мало дребток, тот пеналитет, сор редикала шапти сутернов миллионный доллар. В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просроченных платежей общая задолженность 709 миллионов. Но и афермым Молдова, не арен ничем не делит аторила газ. Шедим Газпром не есть и даторного. Твади документили кунгалкерили комиссии для Газпром. Condițiile abuzive din contractul de gaze, hotărârile ilegale ale fostelor guverne, le-am analizat împreună cu Tudor Șoitu. În octombrie 2020 am publicat un studiu și am demonstrat cum datoria Moldovei a fost majorată artificial cu peste 952 milioane de dolari, începând cu anii 90. Cum s-a întâmplat asta? Au avut loc atacuri rider de preluare a gazoductelor a fost stinsă datoria Transnistriei din banii alocați de Guvernul Republicii Moldova. Au fost introduse condiții abuzive în contractul de livrare a gazelor. Toate aceste ilegalități s-au petrecut cu participarea directă a Gazpromului și a politicienilor care s-au aflat la guvernare de-a lungul anilor. Am dat și de urmele lui Vecislav Platon, care tot se face vinovat de creșterea datoriei la gaz. În ultimii 30 de ani, Gazprom a livrat gaz și Moldovei și regiunii Transnistrene. Consumatorii din Moldova achit în fiecare lună factura la gaz. Altfel sunt deconectați. Transnistria n-a plătit un cent în toți acești 30 de ani, iar toată datoria a acumulat-o Moldova Gaz, care semnează contracte cu Gazprom. Mai întâi să vedem care este datoria totală, inclusiv cea a regiunii transnistrene. Potrivit ultimului raport financiar al Gazpromului, Datoria la gaz pe care o avea Moldova-Gaz la 30 septembrie 2021 a constituit 531 de miliarde de ruble, sau 7,3 miliarde de dolari. Asta nu e suma finală. La ea se mai adaugă o datorie de 1,2 miliarde de dolari pe care Gazprom a cesionat-o în anul 2005 către Factoring Finance, la fel controlată de Gazprom. Așadar, la 30 septembrie 2021, Datoria totală pentru gazele rusești a fost de 8,5 miliarde de dolari, inclusiv regiunea transnistriană. Cine va trebui să o plătească? Toată datoria este a întreprinderii Moldova Gaz, care răspunde cu patrimoniul pe care îl deține, gazoducte, oficii, automobile, mobilă și alte echipamente. La sfârșitul anului 2020, Moldova Gaz avea patrimoniu de 11,5 miliarde lei sau aproximativ 670 de milioane de dolari. Cu alte cuvinte, dacă Gazprom mâine vrea să recupereze datoria la gaz de 8,5 miliarde de dolari, ei trebuie să vândă tot patrimoniul Moldova Gaz, care valorează doar 670 de milioane. Chiar și teoretic, Gazprom ar putea recupera doar 8% din datorie. Și ei știu asta foarte bine pentru că Transnistria nu plătește pentru gaz. Mai mult ca atât, Gazprom scrie în toate rapoartele financiare ale sale că regiunea transnistriană nu achită consumul de gaze și datoria crește. Dacă eu nu plătesc factura la gaz, în luna următoare sunt deconectat de la rețea. De ce atunci Gazprom continuă livrarea gazelor pe datorie în stânga Nistrului? De fapt, în așa fel, Cremlinul finanțează regimul neconstituțional de la Tiraspol, iar toată datoria o pune pe spatele Moldova Gaz. Autoritățile separatiste supraviețuiesc numai datorită susținerii din partea Kremlinului, prin intermediul Gazpromului. Despre datoria Transnistriei și modul cum gazul este convertit în bani care ajung în bugetul separatist, vom vorbi într-un alt video. Am menționat că datoria de 8,5 miliarde de dolari include și regiunea transnistriană. Separarea datoriei între malul drept și malul stâng, adică între Moldova și regiunea transnistriană, are loc în contabilitatea Moldova Gaz, care n-a fost verificată niciodată. De la momentul fondării întreprinderii, în 1998, nici o instituție de stat abilitată, cum ar fi Curtea de Conturi sau Anre, n-a verificat datoria la gaz. Cu alte cuvinte, când vreun oficial din Moldova sau vreun reprezentant al Gazpromului ne vorbește despre datoria la gaz, a Moldovei sau a regiunii transnistriene, ei operează cu date neverificate, iar noi ar trebui să-i credem pe cuvânt pe contabilii de la Moldova Gaz. Ca să clarifice această problemă, guvernul Gavriliță a lansat o licitație pentru a angaja o companie internațională de audit. Până atunci, haideți să vedem cum datoria la gaz a Moldovei a fost majorată artificial de-a lungul anilor. Totul a început în 1994. Atunci, Gazprom a ridicat prețul la gaz pentru Moldova de la 38 de dolari jumate până la 80 de dolari. Țările din CSI plăteau 50 de dolari, statele din Uniunea Europeană 73 de dolari, iar Moldova plătea cel mai mare preț de pe tot continentul european. Asta numește Kremlinul relații prietenești. Pe lângă asta, Gazprom ne-a obligat să plătim gazele în avans, iar pentru întârziere a impus o penalitate de 0,35% pe zi sau 128% anual. Penalitatea era de 17 ori mai mare decât în alte țări. Iarăși condiții frățești de la Gazprom pentru moldoveni. Tot atunci, Transnistria a încetat să plătească pentru gaz, probabil cu acordul Kremlinului. Astfel, datoria la gaz a Moldovei a crescut vertiginos, de la 22 de milioane la 291 de milioane de dolari în doar un an. Din această sumă, 91 de milioane era datoria Transnistriei și 100 de milioane penalități. Gazprom special ne-a impus niște condiții draconice ca să creeze artificial această datorie și să acapareze gazoductele magistrale din Moldova. Prin aceste gazoducte, Gazprom tranzita gazul în Balcani. Pentru a stinge o parte din datoria la gaz, guvernul Sangele a decis să transmită Gazpromului gazoductele magistrale. În anul 1995 a fost creată o întreprindere mixtă, gaz snap transit, la bilanțul cărei au fost transmise gazoductele, iar Gazprom a obținut cota de 50% din acțiuni. Întrebarea este, cum au fost evaluate aceste gazoducte? Conform legii privind investițiile străine, care era atunci în vigoare, orice proprietate de stat care este transmisă în capitalul unei întreprinderi mixte, Trebuia evaluată la prețuri de piață mondiale. Guvernul Sanghele a încălcat această lege. Gazoductele magistrale, care aduceau un venit anual de 36 de milioane de dolari din tranzitul gazelor, au fost evaluate la doar 104 milioane de dolari. După părerea lui Sanghele, gazoductele se răscumpără în doar 3 ani. Costul lor real era de cel puțin 9 ori mai mare, iar cedarea lor către Gazprom la un preț de nimic a prejudiciat Republica Moldova cu 416 milioane de dolari. Din acești bani am fi putut achita toată datoria și încă mai rămâneau bani de investiții. Hotărârea guvernului Sanghele nu doar că ne-a cauzat un prejudiciu enorm, ea este ilegală pentru că nici n-a fost publicată monitorul oficial. Mergem mai departe. În anul 1997, guvernul Ciubuc a emis obligații de stat în valoare de 140 de milioane de dolari, pe care le-a transmis Gazpromului pentru achitarea datorii la gaz. Potrivit actului de verificare, Gazprom a îndreptat 132 milioane de dolari la stingerea datorii formate în anul 1995. În realitate, Moldova la acel moment nu avea datorii pentru anul 1995. Astfel, Gazprom a stins datoria regiunii transnistrene din contul banilor alocați de Guvernul Republicii Moldova. Această hotărâre la fel este ilegală, pentru că nici ea nu a fost publicată în monitorul oficial. În 1998, Guvernul Ciubuc din nou a recurs la transmiterea rețelilor de gaz în contul achitării datoriei către Gazprom. Prin hotărârea guvernului numărul 1068 a fost fondată SA Moldova Gaz. Gazoductele magistrale au fost transmise de la Gaz na Tranzit la Moldova Gaz, iar suplimentar au fost transmise și rețelele de distribuție a gazelor, care erau în proprietatea statului. Toate gazoductele transmise la bilanțul Moldova Gaz nu au fost evaluate. În punctul 3 din hotărârea de guvern era prevăzut că în anul 1999 Departamentul Privatizării, condus pe atunci de Vladimir Filat, urma să reevalueze gazoductele la prețuri de piață. Cu alte cuvinte, departamentul condus de Filat trebuia să vadă cât în realitate costă rețelele de gaz, să modifice capitalul Moldova Gaz și să mai stingă o parte din datoria la gaz. Această prevedere nu a fost executată nici până în ziua de azi. Rămâne să-l întrebăm pe Vladimir Filat care a fost motivul. Dar cel mai bine să-l întrebi procurorii. Așadar, în 1998, Gazprom a primit jumătate din acțiunile Moldova Gaz și trebuia să reducă datoria la gaz cu 59,39 milioane de dolari. Gazprom și-a amintit de asta abia 3 ani mai târziu. Potrivit actului de verificare din iunie 2001, a fost achitată datoria anului 1997. La acel moment, Republica Moldova nu avea datorii la gaz pentru anul 1997. În loc să reducă datoria Moldovei, Gazprom din nou a stins datoria Transnistriei. În anul 2000, guvernul Praghiș a emis obligații de stat în sumă de 90 de milioane de dolari, la fel pentru achitarea datoriei la gaz. Potrivit actului de verificare din contul acestor mijloace, Gazprom a stins datoria de 63 de milioane de dolari pentru anul 96 și 27 de milioane pentru anul 97. În realitate, malul drept nu avea datorii pentru anul 1996. Cu alte cuvinte, din contul obligațiilor emise de guvernul Moldovei, Gazprom iarăși stinge datoria malului stâng. În toamna anului 2019, Gazprom a lansat gazoductul Turkish Stream și practic a încetat să mai tranziteze gaz prin Moldova. Până atunci, Gazprom tranzita anual circa 19-20 de miliarde de metri cub de gaz prin Moldova, prin gazoductul transbalcanic. 72% din acest gazoduct se află pe teritoriul malului drept și doar 28% pe malul stâng. După aceeași proporții, trebuie împărțite veniturile și cheltuielile între maluri. Însă contractul cu Gazprom prevede că veniturile din tranzit se repartizează 50 la 50 între Chișinău și Tiraspol. Gazprom a impus această prevedere abuzivă anume la gazoductul transbalcanic, prin care era tranzitat gazul. Pentru cel de-al doilea gazoduct, care se află la nord și prin care nu se efectuează tranzit nicăieri, același contract prevede o formulă corectă de repartizare a veniturilor, proporțional cu lungimea gazoductului situat pe malul drept și malul stâng. Dacă venitul din tranzitul gazelor s-ar fi împărțit echitabil, Moldova ar fi obținut 72% în loc de 50%. Cu alte cuvinte, din cauza condițiilor abuzive din contract, Moldova a ratat anual 22% din venitul din tranzitul gazelor, sau circa 12,5 milioane de dolari în favoarea Tiraspolului. În 20 de ani, veniturile ratate se ridică la 250 de milioane de dolari, din acești bani, Moldova ar fi putut achita datoria la gaz. Astfel, în rezultatul abuzurilor comisii de Gazprom, în complicitate cu guvernele de la Chișinău, pe parcursul ultimilor 25 de ani, datoria la gaz a malului drept a fost majorată artificial cu peste 952 de milioane de dolari. O altă schemă prin care datoria la gaz a fost din nou majorată cu 57 de milioane de lei a fost organizată de Vecislav Platon, pe care îl cunoașteți foarte bine. În urma controlului efectuat de Centrul Anticorupției s-a constatat că în anul 2006, prin decizii ilegale de judecată, Moldova Gaz a fost obligată să livreze gaz pe datorie fabricii de sticlă Cristalflor. Platon a reușit să-și numească administratorul său la fabrică, care avea datorii la Moldincom Bank. Fabrica producea butelii de sticlă și le vindea prin firmele controlate de Vecislav Platon. Banii au rămas la firmele lui Platon, iar fabrica a ajuns în faliment și nu mai poate plăti datoriile la gaz. Eu n-am de gând să plătesc pentru datoriile create de Vecislav Platon. Dar mă interesează altceva. De ce procuratura și CNA cunosc din 2009 despre această schemă, dar n-au deschis niciun dosar penal? Sau poate el este, dar stă și sprăfuiește undeva pe la procurori? Moldova Gaz ne furnizează gaze la tarifele stabilite de ANRE. Asta înseamnă că banii pe care îi încasează Moldova Gaz trebuie cheltuiți doar pentru costurile aprobate de ANRE. Procurarea gazului, plata salariilor, reparația rețelelor de gaz, impozite și altele. Dacă întreprinderea cheltuie bani în alte scopuri care nu au fost aprobate de ANRE, întreprinderea acumulează datorii la gaz. Creșterea nejustificată a datorii la gaz se datorează și fraudelor care au avut loc la Moldova Gaz. În 2009, întreprinderea a început construcția unui nou oficiu. Este o clădire modernă și stilată. Noi am încercat de mai mult timp să aflăm cât a costat acest oficiu. Abia în 2020 informația a fost publicată. Moldova Gaz a vândut acest oficiu în 2018 și către o filială de-a sa, Flacara Albastră. Potrivit ultimului raport financiar al Moldova Gaz, valoarea de bilanț a oficiului este de 498 de milioane de lei. Andrei a refuzat să includă aceste cheltuieli nejustificate în tarif. Cu alte cuvinte, Moldova Gaz a cheltuit jumătate de miliarde de lei să construiască oficiul, n-a plătit gazul și a rămas datoare la Gazprom. Iată un alt exemplu cum s-au furat bani de la Moldova Gaz. În anul 2011, Andreea a efectuat un control la Moldova Transgaz, una din filialele Moldova Gazului. Și a depistat fraude în sumă de 243,5 milioane lei, sau 20 de milioane de dolari în acea perioadă. Întreprinderea a cumpărat țevi de gaz, contoare și alte materiale prin firme intermediare din Cipru. Spre exemplu, pentru un metru linear de țavă, care costa 77 de dolari Întreprinderea a plătit intermediarilor 326 de dolari în 2010 și 357 de dolari în 2011. După finalizarea controlului, Andrei a emis patru hotărâri pe acest caz în 2012 și a exclus cheltuielile nejustificate din tarif. 20 de milioane de dolari au ajuns în offshore iar Moldova Gaz, condusă pe atunci de Alexandru, pentru ca banii să fie recuperați, conducerea în de atunci, în frunte cu Victor Parlikov, a transmis toate materialele la CNA și procuratură. Rezultat zero. Procurorii n au văzut o problemă cât de la Moldova Gaz au dispărut 20 de milioane de dolari, care s-au adăugat la datoria pentru gaz. Peste două săptămâni, după ce Andrei a emis prima hotărâre pe aceste fraude, a avut loc o tentativă de asasinare a lui Nicolae Raileanu, unul din directorii Andrei. În seara zilei de 10 aprilie 2012, în jurul orei 22, mașina lui Nicolae Răileanu a explodat, fiind parcată pe strada Nicolae Testimițanu, în fața spitalului oncologic din capitală. Cineva i-a pus o grenadă în mașină și aceasta a explodat chiar în momentul în care Nicolae Răileanu a urcat la volan. Directorul Andrei s-a ales cu răni ușoare datorită oamenilor care se aflau în preajmă și au reușit să-l scoată din mașină cuprinsă de flăcări. Pe acest caz, tot există dosar penal care se prăfuiește la procuratură deja de 10 ani. În 2015, Moldova Gaz, condus pe atunci de Alexandru Gusev, a cheltuit 90 de milioane de lei pentru asigurarea rețelelor de gaze, 29 de milioane pentru rețelele de transport și 61 de milioane pentru rețelele de distribuție. Dacă s-ar fi întâmplat vreun accident, compania de asigurare ar fi trebuit să achite despăgubiri în valoare de câteva miliarde de lei. În primul rând, niciodată în istoria Moldovei nu au avut loc accidente de asemenea proporții. În al doilea rând, nicio companie de asigurări din Moldova nu are suficiente resurse ca să achite despăgubiri de miliarde și trebuie să aibă reasigurare la o companie străină. Asta ar însemna că asiguratorul din Moldova trebuie să achite practic întreaga sumă de 90 de milioane de lei la o companie de asigurare străină. În realitate însă, reasigurarea nu se face, iar banii sunt furați. Centrul Național Anticorupție cunoaște despre asta. Ei chiar menționează despre un caz similar în rapoartele sale, dar n-au întreprins nimic pentru a investiga fraudele. Andrei a considerat că Moldova Gaz a cheltuit nejustificat 90 de milioane de lei pentru așa numita asigurare și n-au inclus aceste costuri în tarif. Moldova Gaz, banii a cheltuit, pentru gaz nu s-a achitat și iarăși a crescut datoria la gaz. Banii de la Moldova Gaz mai erau sustrași prin așa-numitele servicii de consultanță juridică de la un personaj foarte dubios, Valerian Mânzat. Pe lângă asta, procurorii au mai depistat că Moldova Gaz cumpăra valută la un curs majorat pentru a se achita cu Gazpromul. Deși procurorii au efectuat mai multe percheziții la Moldova Gaz în 2015 și în 2016, nimeni așa și nu a fost atras la răspundere. Din potrivă, conducerea Moldova Gaz a fost decorată. Iată poftim, în octombrie 2012, fostul președinte Nicolae Timofti l-a decorat pe Alexandru Gusev cu ordinul Gloria Muncii, iar în septembrie 2017, Igor Dodon i-a oferit Ordinul lui Iacov Cazacu, adjunctul lui Gusev. Toate aceste încălcări au fost comise cu participarea sau cu acordul Gazpromului, care a beneficiat cel mai mult din asta. Gazprom este acționar majoritar și numește reprezentanții săi în administrația Moldova Gaz. Care primesc salarii fabuloase, închid ochii la toate aceste încălcări și aprobă rapoartele financiare fără întrebări. Dacă însumăm toate aceste încălcări, depășim cu mult suma de un miliard de dolari. Acești bani trebuie să recuperăm de la Gazprom și de la cei care s-au aflat la guvernare și au furat de la Moldova Gaz, cu acceptul Gazpromului. În loc de asta, Gazprom vrea ca noi. Să lăsăm la o parte toate aceste fraude și să le mai achităm pe deasupra încă 700 de milioane de dolari din buzunarul nostru. Anume din această cauză, Gazprom s-a agitat atât de mult când guvernul a lansat licitația pentru auditul datoriei la gaz. Avem nevoie de acest audit ca să scoatem la suprafață toate încălcările care au avut loc, să cerem Gazpromului anularea acestei datorii. Dacă nu vor fi de acord, atunci vom merge în arbitraj internațional. Avem suficiente probe. În afară de asta, trebuie pornite investigații pe fraudele de la Moldova Gaz și condamnate persoanele responsabile. Sper foarte mult că se vor găsi procurori să investigheze aceste fraude. Prieteni, puneți like la acest video, transmiteți-l prietenilor și rudelor, să afle toată lumea adevărul despre datoria la gaz. Nu uitați să vă abonați la pagina noastră de Facebook și YouTube. Pe curând! Despre acest aproape 1 miliard de dolari, care uh, reprezintă un prejudiciu adus complexului de gaze naturale și Moldova-Gaz, uh, din 1994 până în prezent, discutăm cu Sergiu Tofilat, expert energetic uh, comunitatea WGDOC. Bună seara, domnule Tofilat! Bună bine ați venit la CUTEA NEAGRA+. Plus. Mersi pentru invitație. Am invitat la emisiunea din această seară și reprezentanta reprezentant al Agenției Proprietății publice, Din păcate nu au reușit să ajungă la emisiune. Vom încerca ulterior să aflăm poziția dumnealor pe o parte din subiectele pe care le vom discuta, dar și pe auditul care urmează să fie făcut la Moldova Gaz. În studiul pe care l-ați realizat împreună cu colegii dumneavoastră, ați arătat că din Moldova Gaz au fost scoși prin diferite scheme a decizii ale guvernului aproape un miliard de dolari. Înțelegem noi că este vorba de bani din care, banii cetățenilor, bani proveniți din tarifele la gaze plătite de cetățeni? Ce fel de bani sunt acești 1 miliard de dolari? Aici sunt mai multe componente. Deci, cifra pe care am dat-o noi în studiu, 952 de milioane de dolari, ea nici nu implică fraudele care au fost la Moldova gaz după ce a fost creată întreprinderii din 98 încoace. Așa, doar parțial, tangențial. Da ce implică această sumă la care noi am ajuns 952 de milioane de dolari și asta e suma cu care este o parte din toate fraudele care au avut loc și în rezultatul cărora a fost majorat artificial datorie la gaz asta implică prima cedarea patrimoniului complexului de gaze naturale, gazoducte, de, stații de, de pompare și așa mai departe cedarea lor pe uh, prețuri de nimic la Gazprom adică evaluarea incorrectă acestor activi. Exact. Uh -huh. exact a doua componente etapele când guvernul Republicii Moldova a emis obligații, s-a împrumutat, că să achite datoria malul drept, dar Gazprom după actele de verificare a achitat datoria malul stâng, iarăși prejudiciu, la care se mai calculează și penalități. Dacă Gazprom calculează penalități de noi, nu avem drept să calculăm penalități? Uh -huh. A treia componentă, condițiile abuzive pe repartizarea din tranzit. Noi am pierdut cel puțin 250 de milioane de dolari, numai începând cu 2000 până în 2019, când mai era tranzit. Până în 2000, vreau să spun că tot au mai fost niște pierderi pe care e ceva mai complicat să le uh, estimăm. Deci în toate țările civilizate și inclusiv în contractul cu Gazprom pentru gazoductul de la Nord ACB, Cernăuz Chernozubogorochin, venitul din tranzit se repartizează în funcție de lungimea gazoductului, da. cât e pe malul stâng și cât e pe malul drept. Dar el nu funcționează. Uh, gen, pe acolo nu pe acolo se tranzitează tranzit, corect. Da. Deci chiar acel, același contract privede că de ce pentru gazoductul de la nord venitul din tranzit trebuie să repartizează corect, uh -huh. dar pentru gazoductul transbalcane, pe unde are loc tranzitul, venitul să repartizează dar cine a negociat aceste condiții de contract? Aceste condiții au fost negociate în 2000 în luna mai de guvernul Braghiș și partea transnistriană, sub pretextul, au majorat cheltuielile pe malul stâng și au zis că ia că noi avem cheltuieli mai mari și din cauza asta, hai să repartizăm venitul 50 la 50. Deci, problema este, este, în și faptul o... că autoritățile noastre nu au insistat și au acceptat niște condiții păguboase și incorrecte față de, exact. pentru Republica Moldova. Exact. Ca un exemplu, deci, stație de compresare la, din Tiraspol, era evaluată în, la un anumit preț, uh -huh. în 98, când a fost inclus în capitalul Moldova Gaz, da. iar în 2000, când calculau cheltuielile pe tranzit, prețul era 32 de ori mai mare. Vreau să discutăm despre aceste decizii luate de guvern și de unele instituții din subordinea guvernului. Vorbim da. de Departamentul de Privatizare. Dumneavoastră, în da. investigație, vorbiți despre faptul că Departamentul de Privatizare, în perioada în care era condus de. Vlad Filat, urma da. să facă reevaluarea acestor gazoducte Correct. care au fost uh, trecute în... Transmise în capitalul Moldova-Gaz. Uh, da, mai târziu, dar care au fost transmise uh, din contul datorii, da, către, uh, parțial către Gazprom. Reevaluare re care nu s-a făcut uh, niciodată. Ce vedem noi din acest studiu pe care l-ați realizat dumneavoastră este că de cele mai multe ori deciziile guvernului sau ale acestor autorități erau, nu știu de ce, în de, nu erau în interesul statului right. e, Republicii Moldova. Există, dumneavoastră, găsit vreo explicați de ce statul a acționat în interesul Gazprom și nu în interesul cetățenilor Republicii Moldova, în interesul Moldova-Gaz? Da, eu să explicații. Noi, de fapt, și-am formulat concluzia că uh, noi avem două părți. Guvernările sau decidenței politici care erau la guvernare în Republica Moldova, de-a lungul anilor, uh -huh. uh, și autoritățile de la Kremlin care acționau prin intermediul Gazprom. Deci, interesul Kremlinului, administrației de la Kremlin, era să financeze regimul separatist de la Tiraspol, ca să țină Republica Moldova în sfera de influență a Federației Să Nu putem adera la Uniunea Europeană, să nu putem lua decizii pe politică externă, să depindem de Federația Rusă. Da. Să nu fi construit gazoducte suplimentare, rețele de interconectare pe energie, toate aceste proiecte care ar fi creat independență sau autonomie și-au ar fi întărit securitatea energetică Republicii Moldova, toate aceste proiecte au fost pur și simplu date la o parte, uh, puse la murat, cum să spunem, popor, uh, de către decidenții politici, în interesul Moscovei. Da. Dar ce obțineau ei în schimb? Da. În ce schimb, decidenții politici obțineau venituri ilicite, se înfruptau, furau într-o veselie. Puneau tot felul de scheme la importul de energie. Vedem scheme, începând cu anii 90, uh -huh. până, până în cel mai proaspăt. Era un fel de, de deal, o înțelegere între voi exact. acceptați aceste condiții și aveți de câștigat voi personal, financiar. Exact. Deci, ce observăm un lucru interesant? La guvernare, în ultimii 25 de ani, s-au aflat partii de, de diferită orientare politică. Da. Și pro prorusi, și declarat pro-europeni, și de care doriți. Și nu știu cum nimeni nu, și -a, nu n a avut uh, doresc, voință, voință politică uh, să rupă această dependență energetică a Republicii Moldova. Primul mare pas înainte uh, în uh, reducerea dependenței de gazele rusești, știți că n-a fost făcut. 2019. Și datorită factorilor externe. Mai exact. Bun. Gazoductul a început să fie construit mai devreme. Iași, Gazoductul Iași, Ungheni, da. E din nicăieri în nicăieri. În Iași gaz nu și în Ungheni consum nu -i. Și deci gazoductele ce cele poți construi tot perimetrul Republicii Moldova. Înțeleg ce spuneți, dar uh, ca să reduci dependența energetică, trebuie să-ți găsești și o cale, o portiță de intrare din altă parte, nu doar de, din Federația Rusă. Uh, era important acest pas. Chiar dacă ducea din nicăieri în nicăieri, era nevoie să facem o conexiune cu spațiul european. El când a fost finalizat acest gazoduct? În 2000... 2021, în octombrie. Da, spre el Chișinău, asigură, da. El asigură consumul întregii Republicii Moldova? Nu. Nu. Întrebări. Dar cine l-a proiectat așa? Că el nu rezolvă problemele. El rezolvă, asigură consumul în Chișinău. Dar cine l-a proiectat? Nu știu, trebuie să ridicăm documente. Eu îmi amintesc de perioada de în care el s-a construit. Au fost foarte... 2013, se se laser, se guvernul a, a, ministru a, și, a, a guvernul ministrul Alianța pentru integrare europeană, forțele pro-europene, eu îmi amintesc cât de greu a acest proiect. De câte ori noi, jurnaliștii, am insistat să întrebăm E cât timp poate dura proiectarea? E cât poate fi dura studiul de fezabilitate? E cât timp puteți voi să o întindeți așa până, până ca în cele din urmă să se reușească să fie construit acest, acest, gazoduc, dar cu, foarte, adică fără o mare dorință din partea decidenților. Ai E1, ai E2, ai E3, toate alianțele cele pe care le-am văzut noi. Cu guvernanții am înțeles. Exista un interes personal care era în, în, dezacord cu interesul public. pentru ca aceste... pentru ca să fie evaluate incorrect aceste active care erau transmise mai târziu în contul datoriilor noastre. Da, de ideea dumneavoastră acest... Formulăm, ideea putem să formulăm în felul următor. Deci interesul Moscovi era să finanțeze regimul neconstituțional neconstitucional de la Tiraspol și la asta închideau ochii decidenții noștri politici. Iar Guvernările de la Chișinău efectuau sau uh, se înfruptau din sectorul de gaze naturale, energie electrică, pur și simplu furau, puneau intermediari, uh, aveau loc fraude. La care închideau ochii Moscova, Gazpromul. Am înțeles. Gazprom uh, am înțeles. Avea uh, ce am observat eu din acest studiu al dumneavoastră, că lucrurile au început să, uh, să se precipite, să, să se înrăutățească, început cu 94. Da. De ce din 94? Atunci Gazprom uh, a majorat uh, prețul gazelor pentru Republica Moldova și ne-a impus niște condiții. Nu pur și simplu a majorat, dar era cel mai mare din Europa. Era cel mai mare din Europa, corect. Noi plăteam da. atunci 80 de dolari, când uh, țările CSI plăteau 50 de dolari jumate, Uniunea Europeană plătea 72 de dolari, dar să trebuie să se cont de faptul că din Moldova și până nu e, mai trebuie să plătești cheltuieli de transportare, încă vreo da. 10-15-20 dolari. Deci Moldova plătește cel mai scump gaz de pe tot continentul european. Cum am ajuns în așa condiții de colaborare <coughs> cu Gazprom? -ul? Gazprom sau bun, deciziile cunoaștem cu toții, nu se iau la Gazprom, se iau la Kremlin. Da. Uh, scopul lor a fost să facă uz de faptul că Republica Moldova nu are alternative, poate procura numai de la Gazprom uh -huh. uh, și scopul lor a fost să facă o datorie fictivă, să crească datoria la gaz, ca să poată acapara gazoductele magistrale. Ele pentru Gazprom erau importante, pentru că acolo, prin ele, avea loc tranzitul gazelor către țările din Balcani. România, Bulgaria, Grecia, Macedonia, încolo. Am Și Gazprom înțeles. vrea să pună mâna pe aceste gazoducte. La modul serios, Republica Moldova avea atunci datorie? Existau primizi ca să fie creată această datorie artificială? Noi ne uităm așa. La 1 ianuarie 1994, datoria la gaz era 22 de milioane de dolari. Da. La, la 31 decembrie, datoria a crescut la 291 de milioane. Într-un singur an. Cetățenii plăteau facturile, nu nu, ești, nu plătești, ești deconectat. Da, logica e simplă. Uh -huh. Bun, agenții uh, economici poate nu plăteau. Ok, se poate, tem ușor să ridicăm documentația de atunci dacă a mai rămas, uh -huh. dar din acele 291 de milioane, cunoaștem cert că uh, 100 de milioane erau penalități și 91 de milioane era datorie malului stâng a transmis uh -huh. Tot ce a rămas era datorie Republicii Moldova. La acel preț foarte mare, la acele condiții de plată în avans și penalități de 130% anual? Eu, când citeam studiul dumneavoastră, mai ales sunt partea asta cu deciziile luate de guvern, fie de, de, de acordarea banilor pentru achitarea unor datorii, fie mm -hmm. pe deciziile legate de uh, conductele magistrale și celelalte rețele. Uh, am observat că de, de câteva ori ați menționat că aceste decizii luate de guvern nu au fost publicate în monitor oficial. Și mă întrebam, ce efecte pot produce ele astea? Faptul că ele nu au fost publicate în monitorul oficial, noi putem acum să le anulăm? Să asta zicem, chestiune... nu au avut valoare juridică peste 20 de ani după ce s-a întâmplat? Asta e o întrebare foarte bună. Ea e ține de aspectele juridice la care eu nu sunt specialist și aici trebuie să pronunță persoanele care cunosc uh, partea juridică a problemei. Uh, cel mai, deci în primul rând, dacă vorbim de careva hotărâri de guvern nepublicate în monitor oficial sau chiar legi, ele nu sunt valabile, ele Atunci. nu sunt în vigoare. Exact. Orice absolut, Dar ele au fost aplicate. Ele au fost aplicate, înseamnă că urmează să fie vreo decizii de judecată. Nu știu, ar, aici ar trebui să ne spună, să ne consulte cineva pe partea juridică, cum are loc uh, situația asta, cum poate fi a descălcită. În afară de asta presupun că există termeni de prescripție. Nu știu. Cel puțin obiectivul, în genere, de cine am apucat noi să facem acest studiu și asta e a patrulea studiu, noi până la asta am mai avut încă trei studii tematice. Asta e un fel de concluzie și recomandări la, la tot ce am făcut noi până acum. Scopul acestui studiu care să arătăm în primul rând, cetățenilor, cetă, cetățenilor Republicii Moldova, în al doilea rând, Gazpromului, că, malul drept, datorii la gaz nu are. Să dăm materiale pentru viitoarea echipă de audit care va efectua auditul datorii și să înțeleagă despre ce este vorba și unde trebuie disăpat. Deci, ei să înțeleagă problema. Studiul este și în limba engleză. Obiectivul final este să avem acel raport de audit cu probele care mai sunt, care pot fi acumulate. Uh, și eu sunt sigur că există multă lume care are documente sau pot veni ca martori, doar că ei azi nu au unde să adresa, nu au încredere nici în Dar procuror, nici cine ar veni nici ca martori? Înțeleg că cei care cunosc angajat. mai multe sunt cei care te au, te au te fost angajat. implicați în aceste scheme. Exact. exact. Asta însemna un autodenunț? Da, uh posibil. -huh. Uh -huh. Este, uh, în rusă este zdel ca să slestve, sau în engleză uh -huh. plea agreement, Așa. dar acolo sunt anumite precondiții. Ajungem și la asta. Deci, cu certitudine, informație, Uh, poate parțial, poate chiar integral, este. Uh, scopul este să avem acel document, să avem material probatoriu și să discutăm cu gazprom pe cale amiabilă ei să șteargă datoria la gaz și ne chiti diferență. Cum Dacă ei nu asta? vor lucrul ăsta, da. Da, deci planul A, înțelegerea amiabilă, planul B, admitim că ei nu vor, nu-s de acord. Ok, ia hai să mergem noi în arbitraj. Avem exemplu Naftogaz-Ucraina. Ei în 2018 au câștigat 2,8 miliarde de dolari arbitrajul contra Gazpromului. La Stockholm este exemplu companiei din Polonia, fornizorul polonez, PGNIG. Ei au câștigat în 2020 vara încă un miliard jumate de euro. Despre ce era vorba în, în acele procese de judecată? Erau similare? Vorbeam despre fraude care s a întâmplat cu 30 erau de ani în urmă? Erau pretenții reciproce, da, care erau Historice? mai... Istorice? Da, da, uh -huh. da, corect. Deci obiectivul nostru să găsim companii de audit, nu cele care fac audit obișnuit la bănci la întreprinderi uh -huh. unde doriți. Ne trebuie companii specializate pentru că acel raport de audit el trebuie să fie de calitate necesară ca să poți să merge în judecată, în arbitraj. să sunteți aproape siguri din ce înțeleg eu. De faptul că acest jura. audit nu va fi acceptat de către Gazprom. El nici nu trebuie să fie acceptat de către Gazprom. Cum nu poate, trebuie să fie acceptat. Ca să a, trecem la etapa de achitare a datoriei, trebuie mai întâi Hai să, Gazprom să fie de acord stop, stop. că e vorba despre această sumă. Hai să clarificăm această întrebare. Gazprom așteaptă Cine. de la noi 700 de milioane de dolari. Noi să spunem, nu, 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 băieți, voi n-ați înțeles Do. corect. Voi sunteți datori corect. nouă cu 300 corect. de milioane. Corect? E, îmi vine greu să cred că Gazprom o să accepte a, așa Și deci, În primul rând, noi, 709 milioane, ceea ce spune Gazprom, asta e datorie inclusiv penalități. Da, da, înțeleg, Datoria dar asta e maxim bază cât e e cert. de milioane. Noi da. spunem că, stați un pic, datorie de bază a fost majorată cel, mm -hmm. cel, puțin cu 950 de milioane, dacă mai calculăm penalități, iese cu mult piste, mm -hmm. așa cu piste ceea ce vrea Gazpromul. deci referitor la audit și la poziția Gazpromului protocolul de negociere prevede că raportul trebuie transmis uh, spre examinare la saglasavania, nu știu cum se traduce asta în, uh, pentru coordonare, putem spune, către Consiliul de Observatori al Moldova Gaz, Unde majoritatea... majoritatea e a Gazpromului. Uh, curte Curtea de conturi la noi face audit la întreprinderi, la primării, la instituțiile publice. Face. Banca Națională face audit la bănci. Fiecare an face. Draftul raportului și, într-un caz, și în altul, este transmis la instituție respectivă pentru comentarii și pentru clarificări. Același lucru este și în cazul dat. Ai făcut draftul raportului de audit, îl transmiți la Moldova Gaz sau la Gazprom pentru clarificări. Nu-ți de acord, problema lor. Nu ne adresăm în arbitraj. Deci, un lucru important de menționat. Arbitrajul nu are loc în baza contractului între Moldova Gaz și Gazprom. Asta e în afara acestui contract. Ok, și cum se stabilește? Asta e moment foarte unde, important. Unde este arbitrajul? Cine în de cel care Fie merge, în nu? baza tratatelor bilaterale, fie în baza dreptului comercial internațional. Aici iarăși avem nevoie de specialiști care cunosc uh -huh. arbitrajul internațional. Deci asta e încă o dată. Uh, liti potențialul litigiu între Guvernul Republicii Moldova reprezentat de APP și alt acționar al Moldova Gaz, Gazpromu, este un litigiu în afara contractului de livrare a gazelor. Asta să fie clar? Am înțeles. Vreau să ne întoarcem în pic la studiu și la modul în care s-a creat această, acest prejudiciu de aproape miliard. Cum o descris dumneavoastră? O foarte mare parte din această sumă provine din faptul că Moldova Gaz a plătit cu bani proveniți din garanții de stat. A plătit pentru datoriile malului stâng al ministrului. Pot să reproșez Gazpromului acest lucru? Dacă a vrut Moldova Gaz, să plătească pentru Transnistria. Bineînțeles că pot să reproșez. De ce? Este calea amiabilă, foarte simplu, pentru că există evidența datoriei uh, calculată corect, dacă s-ar fi respectat toate prevederile contractuale și legislația Republicii Moldova. Uh, adică, vedem soldul datoriei la fiecare perioadă reieșind din acțiunile care ar fi trebuit să fie. Nu, lăsăm la o parte fraudele. Uh -huh. Se corectează soldul datorii. Și în cazul în care Gazprom nu este de acord, de pildă, hai, hai să luăm un exemplu concret. Noi afirmăm că în 97, când a fost emis prima dată cambile sau obligațiile de stat de 140 de milioane de dolari, Republica Moldova, malul drept, nu avea datorii pentru anul 95. Pentru că în actul de predare a primirii, Gazprom a închis datoria anul 95. Noi spunem că noi nu avem datorii pentru 95. Înseamnă că banii ce e, voi i-ați folosit să închideți datoria Transnistriei. Prima opțiune e să ne înțelegem ambiabil. Noi spunem una, ei, Gazpromul fie accept, fie nu accept. Nu acceptă, mergem în arbitraj. Abordarea este simplă. Noi punem toate pretențiile și argumentările noastre. Gazpromul vrea, le acceptă. Nu vrea, hai în arbitraj. Și acolo, deja în arbitraj, îi demonstrezi cu probe toate încălcările care au avut loc și consecința cum asta a afectat datoria la gaz. De asta spun că probele sunt suficiente, trebuie numai să facem auditul. De asemenea, în investigație arătați pe lângă aceste achitări de la buget, pe lângă evaluările, deci pe lângă partea ce a făcut statul uh, în detrimentul statului, există componenta ce s-a întâmplat în Moldova Gaz propriu zis. Da. Uh, da uh, clădirea clădirea care fost... reevaluarea activelor care trebuie să fie în 99 de departamentul de privatizare al filat. Da, noi n-am vorbit. Pe... Bun, eu v-am întrebat în, în, complex ce n-a făcut guvernul, ce a făcut guvernul în interesul Când mai degrabă Gazprom. tot e interesant. Și ce a făcut departamentul, da. Exact. Deci în hotărârea 1068 din anul 1998, prin hotărârea de guvern, prin care a fost constituit Moldova Gaz. Înțelegerea a fost între guvern și Gazprom în felul următor guvernul Republicii Moldova, sau hai să așa, Republica Moldova și malul drept și malul stâng au niște gazoducte. Ambele maluri au datorii la gaz. Deci noi introducem aceste gazoducte în capitalul Moldova Gaz, adică inclusiv cei aici pe teritoriul Transnistriei, includem în capitalul Moldova Gaz și îi dăm Gazpromului jumătate din acțiuni. Iar Gazpromul reduce datoria și a Moldovei și a da. regiunii Transnistriei. Uh, în 98, când a fost constituită Moldova Gaz, aceste gazoducte au fost transmise la un preț uh, provizoriu, temporar, preliminar. Și în punctul 3, în abzațul 2, le scris că în 99, Departamentul Privatizării Condus de Filat o să facă o evaluare la aceste gazoducte și o să vadă cât ele costă. 1 miliard 300, sau poate 2 miliarde, sau poate 5 miliarde. Mm. Și în funcție de asta, cota Gazpromului și partea din datorii care trebuie stânsă să fie mult mai mare. Lucrul ăsta nu a fost făcut. Deci punctul 3 din hotărârea de guvern da. nu a fost îndeplinit. Înțeleg. Și acum ce putem să facem cu asta? Ce putem să facem? Să încercăm să găsim o metodă cum le putem reevalua. Re Sunt mai multe metode, prin metoda de venituri, prin metoda costurilor restabilite. Deci estimăm valoarea lor care ar fi fost în perioada anului 99 sau chiar 98 când a fost constituit. Și spunem că, fraților, stați un pic. Ele de fapt nu costă un 300. El costă 2 miliarde. Înseamnă că la momentul anului 98, datoria, soldul datoriei se reduce cu suma asta. Haideți, eu am să fiu Gazprom. Așa. Eu am să zic, sunt problemele voastre interne. Nu stabilit Foarte. pentru voi că în 99 o să faceți reevaluare și nu ați reevaluat. Eu ce probleme am cu asta? Timpul a trecut. Au trecut 23 de ani. Ce povestit povestiți mie ce s-a întâmplat 23 de ani în urmă? Rezolvați pe intern, investigați al penal pe acel o. funcționar o. și nu o dați nebașe. Cercetare penală nu mai poate avea loc, au trecut okay. 20. Nu știu, bănuiesc, e, a trecut termenul de prescripție. Vreau să văd. Deci, a spus un lucru foarte important la care, cu care eu, de fapt, și am încheiat materialul video. Da. Eu aștept ca organele noastre de închetă, procuratura, și organele de, de, instanțele de judecată să dea apreciere juridică la a, activitățile, la acțiunile decidenților noștri politici. Fără ca noi să avem dosare penale, condamnări sau poate achitări, nu știu, au trecut termen de prescripție și nu mai poți invoca argumentul mm -hmm. ăsta. Fără ca noi să facem ordini la noi pe interior, să avem dosare. Noi nu avem și căutat în arbitraj. despre da, Arbitrajul dosare... spune fix aceeași întrebare care a spus-o dumneavoastră. Dar voi, curățenie, ați făcut acasă. Condamnări sunt? Sangheli, Filat, ce nu mai a fost? Ciubuc, alții. Nu aveți condamnări, dar ce pretenții dar ce să aveți? Asta înseamnă că noi în arbitraj de grabă nu putem să ne ducem. Aici noi ne împiedicăm, de ce? De reforma justiției. Și de modul cum funcționează la noi procuratura, CNA, instanțele de judecată. Asta întrebări deja la guvernarea Apropo, actuală care Apropo, cum funcționează aceste... Au punct. mandat de la popor. Hai să facem ordine împreună. Noi ajutăm cu ce putem. Mandatul Fășeță de la, putem. la popor nu-ți oferă posibilitatea să instrumentezi dosarele în locul procurorilor. Vorbesc nu de instrumentarea dosarelor, de reforma justiției. De acord. Asta iarăși ia mulți ani de zile. Noi vorbim despre datoriile Așa. care rușii. Așa și nu este clar când ar putea apăsa butonul și, sau să închide robin, ia, robinetul. Doamna Rață, uitați, nu, aici trebuie să facem o, un lucru, o, clarificare foarte importantă. Când spunem că reforma ia mulți ani, asta înseamnă că există strategii, un document, un scrie că eu până la 1 iunie fac asta, dar până la 1 decembrie fac asta. eu n-am văzut așa. Hârtia, doamna. Eu am văzut multe hârtii despre reforma justiției și uh, faptul că pe hârtie scrie frumos încă nu înseamnă Bine asta se puțin mă deranjează. Reforma. Ai mandat de la popor, ți-ai asumat, de înseamnă acord. că trebuie să îndeplinești. Uh, înțeleg, de acord. Altceva vrem să, uh, să discutăm. Da. Uh, și în presă s-a scris mult despre scheme de la Moldova Gaz. Da. Și experții, dumneavoastră deja de cred, 10 ani vorbiți despre aceste scheme. <coughs> Din 2015. Uh, șapte ani, aproape zece ani, în fine, de mai mulți ani de zile. Percheziții pe acolo s-au făcut de mai multe ori, dosare parcă s-au deschis, eu nu știu dacă ele nu s-au închis, dar legate de Moldova-Gaz s-au deschis mai multe. Niciunul nu are finalitate. Asta cum se explică? Asta am să vă întreb și în contextul la deciziile de guvern, cum se luau. La procuratură e aceeași poveste ca și cu decidenții politici sau de ce aceste dosare legate de Moldova-Gaz și fraude de acolo nu se termină cu nimic. Hai, încă o dată, să discutăm despre asta. Uh, noi am avut o perioadă în care, uh, sau, hai, hai să luăm din altă parte, în 2019, când s-a constituit o majoritate parlamentară, uh, o coaliție anti să spunem așa, a fost votat un document, declarație de stat capturat. Da. Concluzia principală că până în 2019, uh, majoritatea sau toate instituțiile de stat, inclusiv Procuratura și. Uh, instanțele de judecată, majoritatea lor, au fost controlate sau au prestat servicii guvernării lui Plahotniuc. Faptul că, nu, că aceste organe, pe de-o parte, foarte operativ lucrau și foarte eficient, că nu-i convenea lui Plahotniuc și închideau dosare sau închideau ochii la anumite fraude, când asta nu-i convenea lui Plahotniuc. Ce concluzii, ce concluzii poate să ne ducă? Nu, în asta vorbim despre o perioadă investigat. scurtă. vorbim despre scurtă. Așa. Perioada în care procuratura a fost controlată de Plahotniuc. Da. Eu vorbesc despre 30 de ani în care s-a întâmplat așa reiese din studiul mm -hmm. dumneavoastră s-au întâmplat ilegalități. Care au dus la prejudicierea bugetului mm -hmm. de stat, a intereselor statului. Deci, procurorii aveau ce face pe subiectul da. uh, complexului de gaze sau pe subiectul moldova Gaz, începând cu anii 90. Da. Nu s-a făcut nimic, nu din anul 2011-2012, mm -hmm. mm -hmm. nu s-a făcut nimic din 90, din 97, din 98. Iată, din perioada și până acum, acest, eu sunt sigur de atunci s-au schimbat sute da de noi, ori procurorii. Ce se întâmplă? un fel de memorie de asta instituțională? Să nu ne ocupăm de cei de la Gazprom? Să nu ne ocupăm de cei de la Moldova Gaz? Să nu ne ocupăm de subiectul gazelor? Cum se explică asta? Asta se explică prin faptul că procuratura nu înseamnă că nici atunci nu era independentă prin asta se explic. Mai adică să înțeleg că ea nu este independentă față de factorul rusesc, față de interesele Rusiei. Nu Rusei. are nimic factorul rusesc. Cine a votat aceste decizii hotărâri de guvern? Guvernul Sanghele, guvernul Ciubuc. Ce treabă are aici factorul rusesc? Trebuie să investighezi pe cei care au votat sau nu au publicat hotărârile monitor oficial. Nu despre asta vorbim. Mai mult ca atât. Haideți să luăm altfel. Iată luăm studiul despre fraudele de la Moldova Gaz, care l-am publicat noi în 2019. Aici eu menționez un lucru important, că primul prima tentativă de audit sau un, un audit preliminar la Moldova-Gaz, a fost inițiată în anul 2000. Uh -huh. În anul 2000, conducătorul echipei de audit era Tudor uh, ei au avut... Uh, deci era un proces de lucru, uh, s-a schimbat guvernarea, au venit comuniștii la putere, între, auditul a fost întrerupt și contra șefului echipei de audit, contra lui domnul Șoitu, a fost deschis dosar penal. Și el a fost dat afară de la lucru. Pentru că o bună parte din fraude despre care vorbim noi le-au depistat ei atunci, în anul 2000. Deci studiul nostru, inclusiv o parte din, din studiu, se bazează pe materialele care ei le-au scos atunci. Raportul a fost făcut chiar și în baza celor materiale preliminare, în 2000. Parlamentul nu l-a examinat nici până în ziua de azi. Înseamnă că uh, și decidenții politici și organele de anchetă care trebuiau să intervină nu și-au făcut datorie. De ce procurorii nu au intervenit? Hai să-i întrebăm. Dar cum mai există interesant. voință politică ca lucrurile să nu se întâmple ca până acum? Lucrurile politice s-au schimbat? Vreau ori? să cred că da. Voință politică este. Cel puțin noi am văzut că a fost inițiat auditul. Am văzut cum Gazpromul a sărit ca ars când a văzut caietul de sarcini. Uh, și eu și colegii mei am contribuit, la, am dat formulat propuneri la caietul de sarcini ca auditul mare? să fie unul de calitate. Problema cea mare este că auditul încă nu a început. Compania încă n-a fost identificată, așa că deocamdată Gazpromul nu are de ce să fie foarte îngrijorat. Cine știe? Poate se mai amână auditul, poate se amână ca și cu evaluarea aceea din 99 până la, la nesfârșit. Iată ca să nu se amâne și să nu uite cumva cei care astăzi iau decizii, noi cu dumneavoastră facem această emisiune și vom continua să informăm opinia publică și să ținem acest subiect pe ordine de zi. Vreau și Să cerem, întreb... să întrebăm, să ajutăm. Da, noi suntem gata și ajutăm cu tot ce ne este în putere. Ce șanse sunt, dumneavoastră nu sunt eu dar poate, mă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, ce Așa. șanse sunt ca chiar dacă se face acest audit, este selectată companie, se face acest audit, Gazpromul nu nu l-accepte. Pe motiv că el a fost făcut după data stabilită în protocolul semnat de Andrei Spân. Nu are nicio treabă una cu alta. Auditul poate fi făcut în orice perioadă dorim noi. Nu, nu, acolo în protocol scria că până pe data aceea trebuie să stabilită uh, uh, schema de achitare a datorii. Corect? Okay. Eu am, noi n-am primit un răspuns de la Gazprom că ei acceptă uh, ca auditul să fie făcut mai târziu. Nu avem nicio răspuns. Eu de la ei. Cred. Deci, în opinia mea personală, eu nu cred că acel termen limită stabilit în protocol ar fi un motiv ca instanța de arbitraj internațional să refuză examinarea concluziilor auditului. Deci eu nu cred în asta. De deci, ce eu nu uh, mă țin cu dinții de acest termen? Auditul trebuie făcut, indiferent. Mai mult ca atât, anchetele pe teritoriul Republicii Moldova trebuie pornite împotriva la cei care au fost, se fac responsabili de fraudele și de deciziile ilegale care au fost adoptate de către malul drept, de către Republica Moldova. Fără aceste închete, fără lucru procuraturii, noi nu, nu ne putem mișca mai departe. Noi mai avem puțin timp. Vreau să discutăm de aspectul ăsta legat de cine deci, urmează să întoarcă datoria, indiferent care este această datorie. Încă un moment important, ca să nu uit, în perioada când am fost consilierul doamnei președinte pe subiecte de energetică, eu am purtat discuții cu furnizorul de gaze polonez, care a câștigat arbitrajul, contra Gazpromului. le-am trimis materialele uh -huh. uh, și i-am rugat să ne consulte, să vedem în gener o apreciere preliminară. Uh -huh. da? Cei care iau, uh, avocații care au consultat, să dea o apreciere. Noi avem șanse, că am care șansele, cum să ieșim din această situație. Uh, N-am mai ținut legătură pentru că am plecat din în funcție, uh, dar eu sper că colegii continuă să discute cu companiile, cu cu furnizorul din Polonia să vedem ce putem face. Astea, credeți că a... Și eu tare m-aș bucura a, să vină acei juriști. de companie juriști. de audit care au obținut câștig de cazuri pentru ucraineni și polonezi ar fi bine să lucreze și pentru... Eu cred că da, pentru că ei, având experiență, știu cum trebuie să arate acel document. Mm -hmm. nu, trebuie, nu trebuie audit de la Big Four sau de la companiile astea care fac audit mm -hmm. tradițional, auditul situațiilor financiare. Mm -hmm. Nu de asta avem nevoie. Nu, ne trebuie ceva de genul crawl, dacă doriți. Ceva asemănător. Și iată, raportul nostru, într-un fel, asta, e parte din uh, acel raport viitor de audit. Ce de raportul Croll, dacă mai departe nu s-a întâmplat nimic cu el? Uh, ziceam, vreau uh, să discutăm un pic despre cine urmează să întoarcă această datorie. Dumneavoastră ați făcut o evaluare a activelor Moldova-Gaz. Uh -huh. Nu el n-ajung nici pe, nici, pe nici pe departe. Și atunci, uh, iar vreo garanție de stat, iar vreo miliard din bugetul național? Așa. Deci, noi am menționat în investigații că datoria totală, inclusiv a Transnistriei, e 8 miliarde jumate de dolari. Asta la situația din septembrie 2021. Da. Astăzi ea este deja mai mare, cred că depășește 9 miliarde. Ce se întâmplă? Este vorba de, în de datorii între Gazprom și Moldova Gaz. Deci, dacă Gazprom ne pune nota de plată pe masă, uh -huh. el trebuie să ia toate deciziile de la, de, la așa numitul lor arbitraj comercial din Moscova vin la noi în instanțele de judecată, să treacă toate instanțele, prima instanță a Curtea Supremă, să ia titlul executor și duc să spun în sechestru pe activele Moldova Gaz. Să le evalueze și să le scoată la vânzare. Ok, ia să le vândă. Ne uităm în bilanț. Câte active are Moldova Gaz? 700 ceva de milioane de dolari? Bun. Înseamnă că Gazpromul le vinde, încasează banii și e potențial. Așa? Uh, și restul datoriei, pur și simplu, o stinge, o trece la pierderi. Ea, -așa, așa, la dânsă este, este reflectată ca pierderi potențiale. Ce riscuri sunt pentru Concluzia, un și asta, e, apropo, e un lucru foarte important pentru arbitraj. Concluzia principală. Domnilor de la Gazprom, stați puțin. Voi ați livrat gaz de 8 miliarde jumate de dolari dar puteți încasa potențial 700 de milioane de dolari. Uh -huh. Care e justificarea? Întrebarea principală, de voi de ce le vrați gaz dacă știți precis că n -ați să vă recuperați banii? Înseamnă că scopul vostru nu e comercial. Dar dacă nu e comercial, înseamnă că scopul vostru este unul politic. Și toată datoria asta puteți să o faceți așa sub strică, și să vă duceți cu dânsa acasă. Și să se radiază. asta e. Important este, pentru până în momentul respectiv, Moldova important. să aibă posibilitatea să procure gaz în altă parte, pentru că este cel mai mare risc din câte înțeleg pentru Republica Exact. Deci, Moldova. pe recomandări scurt... scurt, uh, scurt foarte scurt, când depășit. Termenul auditului trebuia să fie până pe 1 mai, noi l-am depășit. Asta înseamnă că Gazprom are dreptul, are dreptul să rezileze contractul. Da. Sunt aici două constrângeri. Vara, Gazpromul nu o să o facă, pentru că vara este surplus de gaz, consumul mic, putem să cumpărăm din altă parte foarte ușor. A doua constrângere, Gazpromul fără acest contract cu Moldova-Gaz nu nu poate, poate transnistria. alimenta Transnistria. Corect. Noi trebuie să ne pregătim să ne facem rezerve de gaz și să discutăm cu Ucraina și cu partenerii externi să ne pregătim. Nu, nu știm ce e în cap la Putin. El poate să ia decizia să deconecteze și Moldova și Transnistria. Noi trebuie să ne pregătim ce facem noi și cum avem grijă de cetățenii noștri. Da, să vedem ce se întâmplă Sperăm să găsească soluții autoritățile, pentru Sperăm? că o să stea, o să stea pe întuneric împreună cu noi. În caz contrar, <laughs> Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit în această seară. Rămâneți alături de TV8.